Iar pe o stradă din sectorul 1 al capitalei, o femeie a fost mușcată de un câine. Animalul, un metis de pitbull, scăpase dintr-o curte. Poliția s-a sesizat din oficiu, iar stăpânul animalului riscă între 6 luni până la 3 ani de închisoare pentru că nu a luat nicio măsură ca să prevină acest atac. Este însă nevoie ca victima câinelui să depună o plângere oficială. Cosmin Neagu, jurist, reprezentant al Uniunii Chinologice Royal, este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Există astăzi în Parlament, da, un proiect de lege care spune că stăpânii care au câini de rasă comună să nu mai fie obligați să-i sterilizeze. Este un proiect riscant, nu este așa? La nivelul Asociației Uniunea Chinologică Royal pe care o reprezint astăzi, considerăm că acest proiect de act normativ este o năstrușnicie, ca să ne exprimăm elegant. Cu alte cuvinte, dacă acest proiect se va transforma într-o lege care va produce efecte juridice, nu va face altceva decât să ajute la mulțirea câinilor de rasă comună, care vor fi câini fără stăpân. Dimpotrivă, toți specialiștii ne spun că sterilizarea este singura soluție, sterilizarea în masă, atât a câinilor fără stăpân, cât și a celor cu stăpân care nu au drept de montă și care nu își doresc un drept de montă. Evident, câinii fără stăpân nu au apărut întâmplător. Câinii fără stăpân sunt câini, foști câini cu stăpân care au fost abandonați. Prin urmare, acești câini, metișilor și câinii de rasă care nu prezintă valoare din punct de vedere chinologic ar trebui sterilizați, așa cum în momentul de față legea de altfel ne obligă pe toți. Inițiatorii acestui proiect spun că animalele au stăpâni, a căror responsabilitate este să vegheze la modul în care aceste animale se înmulțesc. Deci ar avea o responsabilitate. Argumentează că, citez aici, mulți câini de rasă comună s-au păstrat dator ciobanilor nevoia de protecție a turmelor, înfăptuindu-se cel mai bine de câinii de turmă, crescuți de-a lungul generațiilor în natură, în special pentru a lupta cu animalele sălbatice în vederea protejării diferitelor turme. Sunt corecte aceste afirmații? Haideți să spunem, ca să nu spunem că este o afirmație jignitoare, spunem că este una nepotrivită. Turmele și cirezile de animale domestice din Munții Carpați, din România, în general, au fost protejate de secole de către câini specializați de turmă, așa numiți câini ciobănești. Mai exact, câini ciobănești românești. România se mândrește cu 5 rase de câini ciobănești românești: carpatin, mioritic de Bucovina, corb și ciobănesc românesc bălan, pe care Asociația Uniunea Chinologică Royal face efortul să-l omologheze la nivel internațional. Prin urmare, sub nicio formă nu se poate accepta ideea că se pune semnul egal între câinele de rasă comună și câinele de turmă, câinele ciobănesc. Câinele ciobănesc este un câine de rasă format de-a lungul a minim 2000 de ani, așa cum avem dovezi arheologice în acest sens, care are meseria de a proteja turmele și cirezile. Ne amintim cu toții de tragedia de la lacul Mori, da? Nici până în ziua de astăzi nu au fost identificate nici animalele, nici proprietarii. Cum ar trebui să funcționeze lucrurile într-un sistem normal, ca să nu mai avem parte de astfel de tragedii? Într-un sistem normal, toate animalele, indiferent că vorbim de câini sau altă specie, ar trebui, care au stăpâni, ar trebui să fie supravegheate, să se afle exclusiv pe proprietatea stăpânilor lor sau alături de stăpâni, spre exemplu un câine aflat la plimbare. Iar animalele care nu au stăpân ar trebui să nu existe. Iar dacă există, ele să fie preluate de niște centre specializate în acest sens. Avem 12 rase periculoase în România. Ele sunt, proprietarii lor sunt obligați să îi înregistreze la poliție, pe lângă microciparea, care este și aceea obligatorie. Cum gestionează statul problema câinilor agresivi? Pentru că nu știm dacă toți sunt înregistrați și dacă proprietarii respectă legea așa cum este ea. Așa cum a spus, cei care dețin câini din rasele considerate agresive sau periculoase au această obligație de a-și înregistra câinii la poliție. În cazul în care nu o fac, răspund conform legii. Nimeni nu poate invoca necunoașterea legii, prin urmare, suntem responsabili pentru animalele pe care le deținem. Cum ar trebui să arate legea în ceea ce privește rasele acestea periculoase? Din punctul nostru de vedere, legea este în regulă așa cum este, trebuie doar aplicată, cu un amendament, și anume că, din păcate, în momentul de față, ordonanța care reglementează regimul câinilor periculoși a dat anumite atribuții unei singure asociații chinologice din România. În România sunt două asociații chinologice și poate pe viitor vor exista 3-4. Prin urmare, legiuitorul, autoritățile statului, trebuie să modifice de urgență această ordonanță, acest act normativ, astfel încât toate asociațiile chinologice din România să aibă posibilitatea de a colabora cu instituțiile statului pentru soluționarea acestei probleme. În momentul de față, ca să fim în litera legii, dacă suntem stăpâni de animale, care ne sunt obligațiile? Și aici nu mă refer neapărat la rasele periculoase. Indiferent de animalul pe care îl deținem, ca și stăpân avem obligația de a-i asigura acestui animal adăpost, hrană,
apă, de parazitări interne și externe, bune tratamente, să avem grijă de el în toate punctele de vedere, suntem responsabili pentru această ființă pe care trebuie să știm în permanență, despre care trebuie să știm în permanență unde se află și ce face. Este obligatorie microciparea, este obligatoriu să mergem cu el la veterinar, să-i facem toate vaccinurile și așa mai departe. Spuneți-ne ce se întâmplă în momentul de față, dacă, ce s-ar întâmpla dacă proiectul de lege despre care am vorbit ceva mai devreme ar trece așa cum este el și ar deveni lege. Dacă ar deveni lege și ar produce efecte, cei care au animale de rasă comună, câini de rasă comună, n-ar mai avea obligația să-i sterilizeze, astfel că femelele acestea s-ar înmulți și, în mod exponențial, numărul câinilor de rasă comună sau metiși ar crește foarte mult. Dintre ei, foarte mulți ar ajunge în stradă, adică numărul câinilor fără stăpân s-ar înmulți din ce în ce mai mult. Și problema aceasta ar fi ca într-un cerc niciodată nu s-ar rezolva.